stațiile de topire a zăpezii intră în funcțiune de la căderea primilor fulgi de nea și până când înfloresc pomii. Работаем по ночам, тоже дальше вывозим снег. Ну, остатки. А когда были снегопады, рейсов было очень много. До обеда, ну, вернее, до 5 часов мы делали по 8, бывает и по 9 рейсов. Apa din bazinele în care se aruncă zăpada are o temperatură de 7-8 grade Celsius. Astfel, se grăbește procesul de topire. În Moscova funcționează circa 50 de stații de topire a zăpezii. Fiecare are o capacitate de prelucrare pe zi de 3000 de metri cub de zăpadă. Ar fi cam echivalentul la 200 de basculante. Gunoaiele mai mari sunt adunate de personalul stației și depozitate separat. Noroiul și impuritățile care rămân pe fundul bazinului se transportă în afara orașului și sunt supuse unor proceduri de decontaminare. Agenții care se применяются в Москве, они экологически безопасны, да? То есть допускаются только такие реагенты. Потом, во-первых, все равно даже реагенты или без реагентов, и, конечно, снег имеет загрязнение, да? То есть дороги это в любом случае снег впитывает в себя любые загрязнения, которые все равно должны чиститься. Apa rezultată din topirea zăpezii este preluată de sistemul de canalizare pluvială a orașului. Este o rețea separată de cea a apei menajere și apa pluvială este la rândul ei tratată și decontaminată înainte de a fi deversată în râul Moscova. Din capitala rusă pentru Telejurnal, Liviu Iurea.